Vernisajul expoziției Taina din fereastră a prilejuit o primă întâlnire cu pictorul Aurel Stanciu, un nume cunoscut Breslei, publicului saloanelor Moldovei, dar și altor iubitori de artă din țară și de peste hotare. Iubitorii de artă suceveni s-au prezentat în număr mare la vernisaj și s-au bucurat de invitația de a privi prin ferestrele lui Aurel Stanciu spre tainele anotimpurilor și ale sufletului fiecăruia. Taina din fereastră înseamnă peste ani mărturii despre ce a fost, despre satul nostru, despre copilăria noastră, despre casa părintească. Dacă observați, aproape toate ferestrele lui Aurel sunt închise pentru că atunci când nu cunoaștem sau vrem să descoperim noul, privim afară prin sticla ferestrei. Toate sunt taine, pentru că eu așa le văd, se desfășoară sau s-au desfășurat în interiorul caselor părintești sau casei românești, pentru că toate sunt ferestre de la case românești. Și mai spun o dată, mare păcat că aceste frumuseți care fac parte din tradiția noastră vor dispărea. Aurel Stanciu a întemeiat în anul 1970 împreună cu Ștefan Pristavu, Mihai Butnaru și Mihai Semenov grupul Penelul Alb, care a debutat cu o primă expoziție în foaierul Teatrului Dramatic George Bacovia din Bacău. De asemenea, a inițiat grupul Artist Trading Cards și s-a ocupat de organizarea unor tabere de creație. Ferestrele lui Aurel Stanciu sunt deschideri spre cunoaștere, unde necunoscutul, noul, devine cunoscut privind prin fereastră. E o expoziție itinerată prin la Iași, la Piatra Neamț, și acum este rândul Sucevei să o găzduiască. O expoziție care pune în mișcare un simbol, o experiență și care totodată dă de gândit. Preiau de la doamna Doina Cernica o etichetă și o să conservez undeva că sunteți părintele acestei etichete, deci poetul mușcatelor este Aurel Stanciu. Artistul este impresionat de amintirile din copilărie, de frumusețea fațadelor și a interioarelor caselor țărănești, studiind structurile naturale și stăpând pe regulile compoziției plastice, a calităților și cantităților coloristice, plasticianul creează structuri, materialități și expresivități noi. De ce fereastră? Pe mine fereastra m-a subjugat. Pentru mine a fost o provocare. De mai mult timp, dar n-am găsit rezolvarea, nu îmi dădea satisfacție rezolvarea tehnică. Pentru că, pentru mine, magia ferestrei presupune și altceva. Se spune că ochii unui om sunt ferestrele sufletului. Fereastra de la casă, când vezi o casă frumoasă, și eu sunt la țară, țăran. Pe mine m-a subjugat o sat, cum o sat, și văd sate demolate, sau toate sunt egale la fel, Moldova, Maramureșul, Oltenia, nu mai e nicio deosebire. Am o strângere de inimă, știam acele case minunate, cu acele ferestre superbe, cu flori. E bine, acum mă chinui să caut poze, să fac ferestrele acestea, cât mai departe de oraș. Orașul le-a tăvălit, le-a distrus și a intrat betonul armat și mai departe. Pentru mine ferestrele sunt niște oameni în vârstă, pentru că frumusețea casei o dă, nu casa în sine, ferestrele. Cum omului frumusețea unui dă ochii. Când te uiți, privești în ochi o fată, îndrăgostești ochii, întrebi ce ochii ai. Deci ferestrele, așa și sufletul nostru, tot prin fereastră. Noi vedem din interior afară, dar eu nu pot să văd prin ochii noastre în interior. Vă văd, vă iubesc, țin, îmi plac ochii noastre, dar știu eu ce e în sufletul dumneavoastră, dumneavoastră știți de acolo ce este pe mine. Evenimentul a fost prezentat de către scriitoarea și jurnalista Doina Cernica. Avem prilejul unei întâlniri deosebite. Sunt onorată că domnul Aurel Stanciu a ales să spun câteva cuvinte despre domnia sa. Este o personalitate. Anul acesta, fiind vărsător, născut în ianuarie, a fost sărbătorit de municipiul de județul Bacău
la Centrul Internațional de Cultură și Arte George Apostol din Bacău, i s-a deschis o amplă expoziție retrospectivă. Anul, iată că ianuarie a plecat, pleacă lună după lună și anul 2015 și probabil că acest an al unei vârste frumoase se încheie cu această personală la Suceava, nu întâmplător, domnia s-a dorit să ajungă la Suceava și probabil că o să mai aveți o participare la anuala filialei Bacău a Uniunii Artiștilor Plastici. Cu participări la tabere de creație la Bienale Naționale de Pictură, Grafică și Sculptură, la expoziții de grup, cu expoziții personale, cu lucrări în instituții publice, muzee, în colecții particulare, în țară, dar și în străinătate, cu premii și distincții, Aurel Stanciu este o prezență stenică în viața Breslei, un nume în viața artistică românească. Născut la 25 ianuarie 1945 în Prisăcani, Iași, absolvent al Liceului de Artă Plastică din Cluj-Napoca, al Facultății de Arte Plastice Iași, al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu București, doctor al Universității de Vest Timișoara, Aurel Stanciu și-a legat viața de instituțiile de învățământ din Bacău.